Noi vom povesti bancuri și anecdote aduse și traduse de prin toate țările lumii. Avem bancuri bune, dar avem și de cele nebune. Avem o rugăminte la dumneavoastră. Alungați copiii care încă n-au 16 ani și babile și moșnezii care au mai mult de 60. Vă dorim audiție plăcută. Ascultați și vă hleziți cu noi. Trei bărbați se laudau unul la altul. Primul spune că măi, am așa o femeie harnică. Am scăpat o cană de lut jos și eu luat și un client, uite la dânsa, nici nu-ți cunoaște, parcă-i nouă-nouță. Dar doilea zice că, ei, la mine femeie e mai harnică, băi, uite, am rupt pantalonii, am venit bat acasă, am rupt pantalonii, și că eu luat acușorul și cu ața și eu cusut, uite, îți cunoaște, parcă nici nu-ți rupți. Dar treilea zice că, ei, să vezi tu a mie, ia că uite, vezi că mi-e așa asta albă. E ieri ne-o spălat-o. Abia ca voi să-mi spuneți, e spălat-o e sau nu-i spălat-o. Întreabă medicul psihiatru pe pacient. Domnule, dumneavoastră vă s-a întâmplat așa? S-auziți glasuri, dar să nu știți de unde, cine grăiește, din care parte grăiește. Da, s-a întâmplat de câte ori. Unde? Acasă de câte ori ridic receptorul la telefon. Erau doi clienți care iubiau să fure găinile de mahală. O furea atâi tăti găinile aproape de mahală, ei, și se duc ei într-o sară să mai fure niște găști de la un client. Dar și ala își de pândă, el știe că am o sară să vie bandiții. Aștia s-opresc ei lângă gard, unul îi spune și că, băi, eu mă duc să fur găini, dar tu de aici. Și cu sacul și aștia nu mai intrăm amândoi, știi, să facem gălăgie. Bun? Bun. Se duce ăsta primul, intră în coștereață, dă să iasă afară, dar stăpânul cu coadă de sapă, când îi trăsnește una peste bot, l-a umplut de sânge, i-o sărit dinții, ăsta s-a apucat cu mâna de gură și fuge repede, sare gardul, dar zice ala, și cu tine, ce s-a întâmplat? Zice că du-te tu, că pe inimă înflă râsul. Vine o femeie la altă femeie, fac cu mătruole, ceva? Fac, cum v-ai făcut-o, va, că gheța tău nu bie deloc, va? Așa va, aș face eu idiotul meu, va. Crapă, va, dar mă nebunește de atâta băutură, n-a faci scandal nevoie. Apfa l-am dus la Moș Ion și l-a codat. Dar cum codează? Fa, nu știu, și-i faci, și-i vrezi, dar l-a codat și dacă merge pe a doilea an, nu bea, nu pune chicătură în gură. Ei, se duce el la Moș Ion, îl întreabă, așa la zice, bun, facem. Spune-ți vie mâine dimineață cu un coniac la mine, să-l bem. Și apă pe urmă, a doua zi, lasă vie și eu l-o-i codam. Așa își face. A trimit pe boșorogui cu un coniac, el dă Moș Ion, bieu-i, a doua dimineață vine la dânsul. Moș Ion, ce ai să-mi faci și am să-ți spun și să vezi ca și igiene. Așa își face. El și leagă mâinile, îi leagă cioarele, a dezbracă, îi leapă de pantaloni în jos, mai scurt, el și-și bate joc de dânsul, l-a înhamat, și după ce îi ridică pantalonii și îi spune că dacă mai bei sau fumeți, te spun la tăt satul. Mergea un inspector de la Union Fenosa, prin sat, cu controlul, controla contoarele, lua numerele, într-o ogradă, așa o căsuță mare, frumoasă, când se uită la contor șmecherii. Femeia iasă femeia din casă, nu dovedește să facă nică, spărietă, aia este vse-o, ați chicat băieți, act, amendă, îi hanacovă. Femeia acolo încoace, poate cumva, dar bărbatul unii. Dar bărbatul nu e acasă, ea că-i dus la un ospiței, nu știu unii. Tac, eu plătiți amendă, altfel nu faci nică. Dar auziți, dar poate cumva ne înțelegem, Castian, că bani n-aveam, dar poate eu știu, poate vă dăm ceva, poate ne înțelegem. Mai scurt, i-o dat el de înțeles că să fac treabă mai scurt. O pun el în casă, se dezbracă de pantaloni, numai dă să lepe de chiloței. Rast, între bărbatul. Și s-a întâmplat? Asta nu știe ce să facă, cu chiloții îmi vine și răcânește odată tare. Dacă nu plătiți lunina, fac treaba la voi în casă. Merge om la doctor și începe să jălui. Domnule doctor, dați-mi ceva leacuri, nu mai pot. Gisez mulți guzgani, cioarici mulți, joacă fotbal, de Doamne ferește.
Mai scurt, gisesc guzgani, cum joacă fotbol și nu-mi iese din cap, dar mă nu știu câți seri la rând. Asta zic că eu îți scriu niște medicamente, ia ca te duci la farmacie, le prinești. Mâine, de dimineață, înșechi lecuierea, câte două tablete de 3 ori pe zi și a să vezi ca să-ți treacă. Asta se uită la doctor și că, doctor, am o rugăminte. Hai cumva poate începem lecuierea, nu de mâine, dar de poimene. Dar și s-a întâmplat. Apă mâine la dânjă în finalul. Să duci un om la farmacie, fără păr în cap, lăsă-i. Să duci și să întrebi dacă este ceva de crescut părul. Așa la da, îi spune că este așa ceva, ia că costă atâta, îi dă un șupșor. Și că ei, da, dacă mama zice, ce garanție ai vezi? Și că cum și garanție? Ia că vezi mujul cel care-i părul tot numai floașii, la bot, la barbă, îl vezi, da? Că-l văd, a plecat și ei femeie mie. Și e nu băut, numai a înnorosit propca. Șede polițistul la post, se uită, vine o inomarcă. Îi face din bățișor, inomarca se oprește, șoferul dă sticla în jos. Ei, și polițistul se prezintă. Bună ziua, capitan de poliție Ungureanu, actele la control. Dar șoferul bucuros îi dă permisul, îi dă pașaportul tehnic, îi dă tăt, iar rata aceea, ca aceea, probleme nu-s, întrebări nu-s. Ei, polițistul se uită, n-are de ce să nina. Numai se aude un glas de copil de pe scaunul de urmă. Tăticu, hai te rog, arată, unii scăziole cei din menți odată. A făcut cunoștință un gruzin și un moldovan. Ei, îl cheamă moldovanul pe gruzinul în spiție. Gruzinul, dacă e prost, răpădos, nu a întrebat unui viceu. Pândește că moldovanul ești afară și ești și faci treaba sub țol și învălește cu țolul deasupra. Băi, o pătoare după ce Stian s-a dus gruzinul, o pătoare în casă nu găsă, băi, când au găsit moldovanul cu chiucuvaia, dăuza sub țol, treaba făcută. Apălască pe ele, mă, ți-ți arăt eu ce înseamnă asta. Știi, vă luând de zile, îl cheamă Island, în ospiței. Ei, moldovanul, i-a arătat ce e, ce e. A zis, adamu, vrei și el afară? Unii, sub țol, dar nu știi, îl pândește până gruzinul ies afară, ridică floarea dintr-un vazon, faci treaba și pune floarea cu pământ înapoi. Asta sună peste două luni, sună la moldovan. Băi, moldovieni, băi, ce-ai făcut, că dar m-am schimbat trei căți și eu nu tot pute în casă. Sună telefonul la un veterinar. Alo, alo, bună ziua. Asta veterinarul? Da, da. Auzis la dumneavoastră, muș, asta prochi soacră mea și cu o căță bătrână. Să-i puneți, vă rog, o injecție cu niște o travă așa tare, că să-ți dohnească deodată. Dar veterinarul se gândește, dar cum cățăua să ajungă singura acasă? Merge a șapte sesiune a pofichiștilor. Tăți îmblă pe coridoare, partidul pofichiștilor. Strigau, recâneu, veseli, pofichiști. Îmblau un reporter cu unul cu videocamera și luau interviu de la pofichiștii. S-a prochie de unul și bună ziua, bună ziua, ia ca dumneavoastră sunteți în partidul pofighiștilor. Da, 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 noi suntem pofighiști, noi suntem ca o familie, noi trăim ghinii, ni pofic de tăți elea. Și chiar așa voi pofic vă uite, dar pe cum noi suntem pofighiști, băi? Și cum tot merge, dar pe cum suntem veseli, familie merge ghinii, dar noi suntem pofighiști, băi, lucrăm. Și lucrați? Dar pe cum și lucrăm și ni pofic. Auziți, da zarplată vă dă? Nu, ia ca zarplata nu primim. Și ne-i pofic de Doamne ferește. E, nu, aici la matale îți primești cam o încurcătură. Auzi, dar ei ne-i pofic din încurcătura ta. Vine la țigană o spiție, nănaștru. Îl pune el la masă cu două patlajele și ca să laude, cheamă pățanul și-al mai mictel. Și Ian, acuriță, i-am dus până în beșadă din a treilea barel un ucior de gin. Să duci pățanul, vine cu un ucior de gin, îl beau. Ian, acuriță, să duci până în beșadă dintr-a patrulea barel încă un ucior de gin de cealalt. Să duci pățanul, mai duci un ucior. O leacă cam îi ajunge la cap. Acuriță, Ian, fugi în beș, mai adă dintr-a optulea barel încă un ucior de gin. Pățanul vine, tata, eu nu mai pot să aduc. Dar de ce? A venit hajaienul acasă. Un băiețel se juca cu mișa, vin o agradă, dar măsa strigă la dânsul.
Vasilica, să iei seama, să nu pălești cu mici în geamul vecinului, că dacă îți strici, am să te pun cu fundul pe tine acolo, stai. Dar băiețelul se uită, mămică, dar dacă îmi iasă și ea mâncama ta, le-ai zis, te pui cu fundul în loc cu eu? Se duce un tată tânăr la doctor, cu copilul în brațe, și începe să-i spui, tovarăș doctor, ia că nu știu ce să fac, băiețelul este meu, slăghește pe zeci trece, eu, femeia, m-a lepădat cu dânsul mititel, s-a dus în concediu, eu și ce fac, și ce și baie fac, cu glot, și masaje fac, gimnastică, sara la plimblare îl duc. Nici nu știu ce să mai fac, el slăghește în kilograme, n-am idei, ce să fac cu dânsul? Doctorul se uită la dânsul și-l întreabă. Au zis, dar ce-l hrăniți? Oh, ia că am uitat să-i dau mâncare. Merge un șofer cu mașina, ajunge la o benzinărie, se oprește, se alimenteze, se dă jos, îi dă banii lui la aici care cu benzinăria și aici îi spune și că vă felicit, sunteți ultimul client care ați vă folosit cu prețul ăsta de benzină. De mâine ați fi alt preț la benzină. Ei, aici se dă jos de volnei, bucuros, dă comandă să împle bacul plin, așa la împle bacul, îi plătește ca pica, suie mașină, scoate capul fereastră și cauzi, dar cu cât a să scunchească? Și dacă nu scunchește, de mâine se ieftinește. Stă un bărbat la oprire, așteaptă troleibusul. Ești să aproche de dânsul, așa o femeie tinerică. Bună ziua, bună ziua. Dacă mie îmi pare, dumneavoastră, sunteți bărbatul la un copilaj de-a meu. Aici s-o spăriți, să uită, s-o alghit pe față, nu știe și spui, dar eu sunt la dânsul și că liniștiți-vă, eu sunt învățătoare. Merge judecata, judecătorul întreabă pe pătimaș. Domnule pătimaș, spuneți, dumneavoastră, observați în inculpat chestia atrașeia că el v-a furat mașina. Domnule judecător, după toate vorbele avocatului lui, eu i-am pierdut încrederea. Am avut eu mașină sau n-am avut mașină? Oprește polițistul pe un șofer cu mașina și începe să-i fac observații. Deci, domnule șofer, dumneavoastră, n-ați pus cureaua de siguranță la pasageră dumneavoastră. Tovarăș polițist, asta nu-i pasageră. Dar și ei? Asta-i soacră mea. Azi pe străzele orașului nostru, de către poliția rutieră, s-a introdus planul perihvat. Urgent trebuie să perihvătească niște bani până la zarplată. Pe unul bat, plin de sânge, l-au reținut poliția, l-au dus la dâș în cantoră și îl întrebau cum l-au bătut, cine, de unii. E și el s-a apucat de povestit. Merg eu pe drum, băi, și aud cum îl băteau pe unul. Băi, dar ușit de eu de Doamne ferește, băi. Când mă întorc în urmă, pe mine, băi. De obicei, pe la nunț, fură nirezele, după cum se fură așa obicei din străbuni. La mine, la nuntă, mi-a furat-o pe soacră mea. Țin că de bine ești de bandiți, altceva mai scump nu o găsită. Nu știu dacă ați auzit de Mike Tyson, boxer puternic, campionul lumii la box. Abia că ieri pe dânsul, bandiții l-au grăbănit din apartament, i-au luat tete avierea, tete scumpietele. Mai scurt, bandiții au luat tete scumpietele cu dânsul mormânt. Vine un vecin la alt vecin și-l întreabă. Băi, ghiță, băi, spune, băi, cum e vaca ta, dă câte 100 de litri de lapte pe zi, băi. A mie mai mult de 3 litri, nu dă. E cum, ia ca așa, tare simplu. Într un sarai și-o întreb de dimineață. Dacă azi și dăm 100 de kg de lapte sau carne de vacă. Alo, alo, bună seara. Spuneți, vă rog, așa e pojarnaia? Da, e pojarnaia. Dar spuneți, vă rog, aici la noi, în mahală, se bate un polițist și un doctor. Și mine nu mai ajunge capul unii să sun. Într-o seară merge troleibusul, aduce lumea de la lucru. Ei, înghesuială cum acolo, pe un scaun și de o babă bătrână, dar vis-a-vis de dânsa stătea un tânăr așa, pletos, cu șerșel prin nas, prin buric, prin gură,
și ruguma o gumă. O ruguma, el clefăie, clefăie. Baba s-a uitat la dânsul, el mânca gumă. O trecut vreo 5 minute, baba se scoală și îi spune la ureche: auzi, om bun, dacă vrei să-mi spui ceva, până mă degeaba ai grăit că eu tot una surdă. Se duce un tată tânăr cu copilul la doctor. Doctorul începe a întreba copilul: da, câte piciorușe are măța? Copilul răspunde: 4. Dar câte urechiușe are măța? 2. Dar câți ochișori are măța? Tot 2. Dar câte coți are măța? Dar copilul se uită așa la tatăl: tăticu, dar omul este așa de prost, el niciodată în viață n-a văzut măță. De mine mama m-a educat de mititel. Mi-am pus în fiecare cameră câte un placat cu diferite inscripții. În vană mi-a scris că mai dincolo de buioase să nu mă duc, să nu not. Alt cameră, în viceu, mi-a scris pe hârtie că să nu mă vâr ca să mă omoare. La bucătărie mi-a scris pe alt placat că copiii nu trebuie să joace cu chibritele. Dar în dormitor mi-a scris că mai ghiri să mă joc cu chibritele. Un băiat a făcut cunoștință cu domnișoara la discotecă. Ei au vorbit, i-au dansat. A venit vremea să ducă acasă. El o petrece până acasă. El o chemat în ospiție. O mai băut ei câte o ceașcă de cafea, colongoașe, câte 100 de grame. Ei, și după ce au făcut ei chestia, pățanul se uită așa pe... se uită la o fotografie pe masă. O mutră așa strașnică, zdravână de bărbat. Este bărbatul tău? Spăria te întreabă. Zic că nu. Dar cine? E drogul tău? Nu, nu, nu te teme, cuți, că asta-s iodul înainte de operație. Dacă băietanul s-a dus cu domnișoară în pădure, l-a strâns pomșoare, și când iese din pădure băietanul cu mutra de vâlnea, asta înseamnă că ei o strâns tare puțini pomșoare. Mai scurt, un nou, ruschi, blatnoi, crutoi, a-l trimite pe o șestiorcă de-a lui, a-l trimite până în grădină, după niște rădichi. Îi spune să duc să rup o rădichi. Așa l-a duce și rupe două rădichi și vine înapoi. Asta l-e la băjucurită, nervat, idiotule. Eu ți-am spus ție, să rupi o rădichi, asta înseamnă tot te răbdei strâns un braț de rădichi. Răbdele-i spălat, le-ai curățit, o salată cu smântănică, tăt și gata, tu și ești prost, amit pșechi. Așa de tare s-au nervat, că l-a înțăpat inima și îl mai trimite odată după doctor. Știi, jumătate de ceasă ăsta vine și îi raportează: șeful, tăte, gata, doctorul l-a închemat, leacuri le-am cumpărat, secriul l-a înzăcăzuit și groapa înzăpat-o. Vasilic că șede la lecții, supărat, bătos. Vățătoarea vede odată, a doua oară, a treia oară îl întreabă: Vasilic, ce s-a întâmplat? Tăticu, sunt foarte rău. Dar și sunt mășicul din șupățăt. Dar și are boală și e bolnav. Dar de unde știi tu? A, păi eu am văzut. Dar și boală are? Are panos. Se duce afară sub țări. Ei, dar și tu? El s-a arătat. De unde tu știi? Apoi seara mama tătă noaptea l-a întrebat: hai băi, se întărește odată hângheala și a ta sau nu? Mai pe scurt, s-au întâlnit trei prieteni. Unul iubie să cipească, altul iubie să fumeze, dar unul îmbla cu curvăritul, iubie să înhăme. Ei, și s-au sătuit ei să ducă la doctor, să codeze, să nu mai fumeze, să nu mai bie, să nu mai înhăme. Așa și-au făcut. S-au dus ei la doctor, s-au codat, doctorul nu și le-a pus în vână, au zis că dacă încercați să mai faceți chestii de astea, muriți la prima încercare. Ei, o ieșit ei astea, o ieșit afară, mergeau pe drum, aici care fuma, vede un bicioc, așa de tare vrea să fumeze și să gândesc, să-l ardici sau nu. Vrea să-l apuce, dar aici care iubea să curvărească, să înhăme, și auzi, te rog frumos, nu te-a plecat, că murie babă doi. Vreau eu doi să sunt soare. Lui îi puțău coțunii, dar ei puțe din gură.
E mai scurt, o făcut ei cunoștință greu cam într-o parte. S-o dus ei acasă și hai să facă chestia. Mai scurt, s-o zbrăcat ei, asta cu gura închisă, așa l-au pus colțunii într-un culioc, i-au pus o piernă și hai să apuci de treaba. Când la un moment s-apucă, nu știu cine zbată în ușă. El repede, că-i măsa, sare, des să îmbrașe, colo-ncoașe, des să iei colțunii, nu-s colțunii, nu-i găsești. Fac unii scoțunii. Tu nu i-ai luat, unii scoțunii, dar eu vreau... Dacă se temezi, îți chide gura, tu nu i-ai luat colțunii, unii scoțunii. Dar el dă să-i lămurească că nu știe unii scoțunii și dă să-i spui și când așa o mamă de putoare din gură, dă el, ufu, asta tu nu i-ai mâncat colțunii. Merge tatu pe drum cu fiorașul metitel, de mânuță, fiorașul vă 2 ani, poate să aibă. Ești cum mergeau așa pe drum, când se uită într-o parte, doi câini încleștați. Păi ăsta era rușine, nu știe și cum arăbde să treacă de dâns și să nu-i vadă fișorțul. Ei, și fișorțul îl întreabă, tatico, dar ce fac câinii și acolo? Ei, ăștia cum să-i lămurească? Înțelegi, fișorașul e... Așa e de desubt s-o răslăghit, azi deasupra s-o încordat, mai scurt s-o încordat. Ei, eu spus, s-o înțeles. Merg mai departe, tatu se gândește și eu înțeles și orașul ăsta, dacă el e mitit el, și eu înțeles, nu mai înțeles el nicăi. Auzi, Vaslică, dar ce înțeles tu despre cânicea? A, tăticu, eu am înțeles că dacă matale este răslăghești, a stinhă-mi așa de tare ca picățău aceea. Pe vremea Uniunii Sovietice, merge războiul cu Afganistanul, luau și moldoveni la armată. Ești mai scurt, îi vine rândul și la unul, la un businessman moldovan, un pațan șmecher, în blacu, copii, pradaie, cu chestii de astea. L-au luat la armată. Ei, l-au dus ei prin dealurile și alea, prin munții și ei, împușcau dușmanii, împușcau și ei, feță împușcau, dar el s-a pus cu automat sub cap, și-a pus un bruian în gură și s-a uitat cum ăștia împușcă. Comandantul vine și-i spune, zic, băi, popa, tu de ce nu împuște? Da, și mie trebuie să împușc. Păi, împușcă, băi, că comandantul nostru de batalion a promis de fiecare dușman, terorist, bandit de ăsta, mort, ne dă $10. Aștia când aude, popa, ras și-a dispărut. Nu-i. Aștia îl caută, nu-i popa, măcar îl crapă. Când se uită, vine popa, de urma lui, un batalion de dușmani, cu mâinile legate. A venit acolo, comandantul îi pare gine, dar pe o parte îi pare rău, i-a promis $10 de dușman, ieși și numără, 70 de dușmani. E, nu, n-avem noi atâția bani. Îți duce la tratativi. Băi, popa, haideți să ne înțelegem, măi, prea mult, ai $10, prea mult, ai tot cât ai adus aici, 70 nebune. Hai măcar cu $3. Nu pot. Dar de ce? Eu singur i-am luat cu 5. Mai scurt se duce unul bolnav la doctor, care dădea drumul la gază. Mai scurt se bieșe într-una. Între el la doctor, deschide ușa, și începe să jălui la doctor. Doctore, târt, înțelegeți, târt. Eu, ia ca zbolnav, târt. Nu pot, nu știu ce-ți fac. Mă bieșesc într-una, târt. Asta se uit la dânsul. El duce un țurluiac și el vără în fund. Asta se duce bucuros acasă. Vine pe o săptămână. Doctore, așa e de bine. Nici nu pot să vă spun. Dar cât a scoasă chestia asta? Doctorul zice că 100 de lei. Și? 100 de lei? E prescump. Târt?